salut oameni, de la semnul ăsta o să încep direct. De la semnul ăsta începe totul. Adică asta e o ușă și o să o deschidem. Și nu intră oricine, pentru că aici nu intră oricine. Și pe ansamblu, cam asta este camera. Și ăsta a fost turul, la revedere. Nu m-am glumit în pana. Salutare, oameni. O să încep de aici. Din partea asta, ca să pot face un înconjor. Deci avem ușa pe care am intrat. Ușa asta duce la mine în dormitor și nu o să vă arăt dormitorul meu, pentru că dormitorul meu e critical. O să mergem așa în partea dreaptă, întrerupător care aprinde lumina în cabina de înregistrat. Acolo înregistrează diferiți MC, pentru că ăsta e un studio și uite și pe Biggie. Ăla e Biggie, Notorious B.I.G. Diferiți MC. Probabil ați auzit de o liniuță, dacă n-ați auzit, căutați-l pe internet, că e tare omul. Așa, ăla e un ceas primit cadou de la un prieten de-al nostru, făcut de el, dintr-un vinil, super tare, numai că trebuie potrivit. Și mergem așa în partea asta, nu? Și ca să mergem în partea asta și să fie totul în regulă, o să mă duc aici undeva, ca să am un unghi mai bun și să vă arăt. Tot n-am unghi mai bun, stai să văd dacă pot da... e la maxim. Și o să încep așa. Boxa aia de acolo, cu aia, sunt două monitoare de masterizat pentru studio, după ce se înregistrează, știu eu, un instrumental, o voce, na-na-na, pentru că ăsta e un studio de înregistrat, presupun că v-ați dat seama. Ăla e fratele Marley. Fratele Marley, wow. Așa. Și să începem cu ce e pe masă. Ăla e un trepied, o să-l folosesc mai târziu, că o să vorbim mai târziu în amănunt despre canalul meu. Niște ochelari o să iau de aici, că vreau să-i... Vreau să-i pun la ochi, e foarte multă lumină în dimineața asta. Hai, do I look. Foarte bine. Bun. Așa. Hai să vedem ce e pe masă, că până la urmă e un tur complet și o să vă arăt, nu știu dacă o să vă arăt absolut orice am eu pe masă, dar o să fac tot posibilul să cuprind cam tot ce ține de jocuri. Ăla de acolo e un Blu-ray. Ăsta am zis e un monitor Alesis. M1 Active 620. Sunt foarte tari boxele astea. De fapt, nu sunt boxe, sunt monitoare, au volume pe aici. Sunt foarte, foarte tari. Fiecare se alimentează individual la priză. 220, intră în rahatul ăsta. Foarte tare, foarte tare, foarte tare! Și de ascultat muzică și de masterizat. Routerul meu TP-Link. Foarte vechi. Încă un device vechi, Logitech-ul. Sistemul 5.1, care acum e legat 3.1. Pentru că ceilalți sateliți au zburat undeva, s-au dus în spațiu. Placa de captură de la Avermedia, cu care înregistrez și cu care fac streaming. Așa. Monitorul Acer de 23 de inch. Aici avem niște suveniruri de prin diferite țări. Suportul selfie stick, dar nu a fost folosit selfie decât pentru filmat, pentru GoPro. Acolo e GoPro-ul Hero 4 Silver Edition. O cameră superbă, niște cartele pe care le folosim să desfacem diferite device-uri, telefoane și tablete. Tabletă care trebuie reparată, tabletă, altă tabletă care trebuie reparată, un carnețel pe acolo, un hard disk extern și coșuri de gunoi. De fapt nu sunt coșuri, sunt pungi pentru coșuri de gunoi. C920, din câte mi-amintesc eu. Da, C920. Al doilea monitor folosit ca secondary display de 17 inch de la Horizon. E foarte vechi monitorul ăsta și de asta îl folosesc doar pentru secondary display. Aici văd display, preview-ul stream-ului sau preview-ul jocului, chat-ul și așa mai departe, cu ce se întâmplă pe YouTube. De aici vă răspund vouă. Presupun că ați văzut. Mă joc aici. O să vă arăt mai târziu. Astea sunt... niște, nu știu cum să le zic, head strap se numește oricum. Asta e denumirea oficială de la GoPro. Aici se montează GoPro-ul în chestia asta. Nu știu dacă face focus.
a făcut aici și se montează pe cap. Și ăsta va sta pe frunte și ce vezi tu, filmează camera. Ăsta se montează pe piept, deci avem două suporturi de genul ăsta, tot pentru GoPro, pentru diferite activități. Ambele sunt pentru diferite activități. Pe masă, mixer Behringer Q802 pe USB, e legat la calculator, prin line-in și ăsta e microfonul care vine așa pe aici, prin spatele monitorului și vine aici. Ăsta e microfonul Audio Technica AT2020, cred că se vede bine, se vede bine. E un suport prins în perete care este improvizat de fratele meu, un geniu fratele meu, pentru că în lipsa posibilităților reușește să facă din căcat bici și pocnește. Ăsta e peretele cu șurubelnițe, așa-l numesc, pentru că, nu știu dacă vedeți, dar sunt șurubelnițe înfipte everywhere pe el. De ce? Pentru că e polistiren acolo și de fiecare dată când înfige o șurubelniță, rămâne înfiptă. Și le-am lăsat așa, plus că le folosim ca, nu știu, cuiere. De exemplu, aici am căștile mele, Genius, care mă vedeți în fiecare live. Niște căști simple, cred că am dat pe ele 300 de mii, cele mai ieftine căști, în raport preț-calitate. Desfăcător de vin, care trebuie să stea la îndemână întotdeauna, fiindcă suntem băutori de vin, suntem adulți, bem alcool, consumăm alcool. Bine, nu în exces, dar consumăm. Ăsta e un maimuțoi, care ne face din mâini și din picioare. Ăla e un calendar din 2015 care trebuie schimbat neapărat. Tabloul studioului făcut de o prietenă de-a noastră pentru care îi mulțumim. Parole, nebunii, pontaj, căști, dopuri de urechi, pentru că uneori e greu să stai în studio. Termometru, 20 de grade văd că arată și clapa. Nu în ultimul rând, clapa, oameni buni. Xbox X61. Nebunia asta a creat minunății la un moment dat, acum stă puțin în pauză pentru că e obosită. Scaunul meu primit, care și el a fost folosit și a fost folosit în exces, după cum se poate vedea. Asta e, se mai întâmplă rahat. În dreapta e scaunul care se face, bine, un fel de fotoliu. Se transformă în pat, tragi chestia de dedesubt și se face un pat de o singură persoană. Asta e o cutie cu tot felul de chestii în ea de lipit, pentru că se mai și lipește pe aici, se repară chestii. Hanoracul meu, Adidas, da, ăsta de să face pat, în caz că vine cineva pe la mine și vrea să doarmă, pentru că bem prea mult, vin, cum am zis mai devreme, doarme aici, în studio. E un privilegiu pentru fiecare vizitator să doarmă aici. O, bun. La birou, din nou, ne întoarcem. Cafeaua mea, cana Sagittarius. Nu știu dacă se vede. Se vede. Ele. Scrumiera. Și Xbox One. Asta e consola Xbox One. Uite-o. Ea e nenorocită. Controllerul, jocurile. Am o bucată de asta de un fel de burete să protejeze partea lucioasă de zgârieturi, dar tot s-a zgâriat pentru că e foarte, foarte fin materialul ăla, plasticul ăla, și se zgârie foarte repede. Hai focus, facem focus, facem. Tastatură Genius, din câte mi-amintesc eu, da, foarte simplă, basic shit, nu mă interesează, și mouse la fel de basic, pentru că n-am de gând să investesc într-un mouse cu nu știu câți DPI, fiindcă nu are niciun rost momentan. Iar aici, jos, nu se vede prea bine și îmi pare rău pentru asta. E bestia, calculatorul meu, pe care nu pot să vi-l arăt, fiindcă nu merge. Așa. Nu știu dacă ați văzut, dar afară e nebunie, e jale, e de jale. Toată lumea se duce la vale, nu văd nicio cale. Drake cu Future. Where you at? Where you at? Cam ăsta a fost turul camerei mele și ne vedem în câteva momente să vă spun câte ceva despre canal, în același timp să fac un mic trailer. Bun! Așadar, ăsta a fost turul camerei mele, sper că m-am descurcat, e prima oară când fac așa ceva, n-am mai făcut așa ceva în viața mea
Nici nu m-am uitat la un tutorial cum se face. Cred că am făcut-o destul de bine. În caz că mai aveți întrebări, ați văzut ceva ce vă interesează, puneți-mi-le în secțiunea de comentarii mai jos. O să vă răspund cu cea mai mare plăcere. Nu mă deranjează orice fel de întrebare. Lăsând asta la o parte cu turul, pentru că după părerea mea cred că am acoperit tot ce era de acoperit, am ajuns la partea în care îmi arăt mulțumirile față de voi, pentru că am ajuns la un număr de abonați la care nu credeam că o să ajung vreodată în viața asta. De fapt, dacă stau să mă uit în urmă cu un an de zile, nu mă gândeam că o să fac YouTube. Așa se numește, YouTube. Nu credeam că o să fac YouTube. Nu mă gândeam că o să am o bază de oameni care o să mă susțină, niște străini, cum și eu sunt un străin pentru voi. Gen, e totul nou pentru mine, merg în nou pur și simplu zi de zi, mă trezesc, fac live-uri și nu știu ce va fi. Nu știu ce va urma, nu știu unde vom ajunge, pentru că suntem noi, nu sunt doar eu, sunteți voi care mergeți alături de mine pe drumul ăsta și asta înseamnă enorm pentru mine. Aș putea să mă zbengui și să sar în sus, yeah, 200 de abonați, bă! Oh my god, oh my god, oh my god! Dar nu vreau să fac chestia asta pentru că mi se pare fals. Dar ce nu mi se pare fals e să vin acum în fața voastră și să vă mulțumesc din tot sufletul că ați apăsat nenorocitul ăla de buton. Vă mulțumesc că vă regăsiți în ceea ce fac eu. Vă mulțumesc că mă susțineți. Vă mulțumesc că vă place, frate. Vreau să vă aduc content de calitate, să fie plăcut la atingere, frate. Să-l atingi, să zici... Radu. You're the shit, Radu. Vreau să fie plăcut vizual, audio, tot. Pentru că altfel ce rost ar mai avea? E fascinant. Să fii creator de content pe YouTube. E un vis împlinit. Bine, nu vreau să mă bucur acum ca alți parlamentari la alegeri, prematur, adică, pentru că până la urmă, pentru unii 200 de abonați e o cifră mică, dar pentru mine 200 de abonați înseamnă 8 autobuze cu oameni, 10 clase cu elevi, deci până la urmă, adunându-i pe toți, punându-i într-un singur loc, sunt foarte mulți oameni. Foarte, foarte mulți oameni. Wow! Pentru asta, din nou, vă mulțumesc din tot sufletul și pentru că sunteți aici alături de mine, o să vă spun, în caz că nu ați dat scroll în jos să vedeți ce am mai postat de când am făcut canalul din 2015 martie, o să vă spun eu ce o să găsiți pe canal, pentru că și așa YouTube-ul mă tot presează, îmi dă aici în partea dreapta a capului, să fac un trailer pentru canal. Iată că a venit momentul să fac și trailer pentru canal. Încă o chestie la care nu mă gândeam vreodată că o să ajung să fac trailer pentru un canal de YouTube. Eu să vin în fața unei camere și să vorbesc. Da, pe canalul meu veți găsi cutare, pe canalul meu vom face așa, așa, așa. No fucking way. Frate, eram în altă parte acum un an de zile. Eram în altă lume. Făceam cu totul altceva. Și acum sunt în YouTube și sunt alături de voi și vorbesc cu voi și fuck. O să încerc să fac tot posibilul să fiu cât mai la subiect, pentru că nu vreau să vă lălăi, nu vreau să vă dau cu var, pentru că cu var se dă în primăvară, vară, fiindcă acu iarna se usucă greu. Ninja var. O să încerc să mă dau mai așa ca să anunce. I don't know. Ok, fiți atenți. Pe canal veți găsi gameplay-uri înregistrate offline ale unor jocuri noi apărute pe care le aștept din toată inima. O să fie live-uri cu mine, jucând campanii single player, făcând maratoane, live-uri cu prietenii mei, cu prietene, în care o să joc diferite jocuri co-op, live-uri cu voi, dragii mei, un CS, pe viitor vreau să cumpăr și GTA 5, Rocket League și să creăm o comunitate în care să jucăm cât mai multe jocuri în co-op, pentru că e fain în pana mea. Știți proverbul românesc, unde-s mulți puterea crește, iar dușmanul nu? Exact. Ce să mai fie? Lucrez la un mic proiect de care nu m-am mai ocupat în ultima vreme, fiindcă n-am mai avut timp, mai ales cu live-urile. La un moment dat am făcut live-uri în fiecare zi și e obositor și de două ori pe zi. Și n-am mai avut nici timp de micul meu proiect numit Hashtag, care vreau să fie o mică emisiune scurtă despre informații din lumea
jocurilor, consolelor și tot ce ține de joc. Cam asta veți găsi pe canal, în mare parte jocuri. Dacă vă plac jocurile, pe canalul meu veți găsi jocuri. Și da, știu că sunt alte canale pe YouTube nenumărate, deci nu avem degete la mâini să enumerăm câte canale de gaming sunt pe YouTube și mai ales în România. Dar să sperăm că, nu știu, sunt puțin mai diferit. De fapt, sunt diferit din start față de ceilalți, pentru că toți suntem unici în felul nostru, canalul meu e unic, canalul altuia e unic și tot așa. Ideea e că am început să creștem ca virgulă comunitate și e un lucru foarte, foarte fain. Mă motivează și mă face să continui ceea ce fac, iar pentru asta nu pot decât să vă mulțumesc din tot sufletul din nou. V-am umplut de mulțumiri, curge mulțumirea pe voi, dar meritați! Și da, ăsta e finalul. Ne vedem pe live-uri, ținem legătura, suntem aici. Încă o dată vă mulțumesc pentru susținere, eu am fost Radu, v-am salutat. Ciao, ciao!